Salutare! Astăzi un nou tutorial cu un unt solid de corp. Vom face un unt solid de corp din doar câteva ingrediente. Și începem prin a pulveriza alcool sanitar pe recipientele noastre. După care avem un cântar și începem să cântărim ingredientele. Untul nostru de corp este făcut practic din unt de shea, ulei vegetal și ceară de albine. Eu o să pun pentru 2 batoane 40 de grame de amestec din... Eu am în acest recipient un amestec făcut din unt de shea topit, amestecat cu ulei vegetal. Eu l-am amestecat cu ulei măsline, de migdale dulci, dar puteți să adăugați ulei de măsline, puteți să adăugați ulei de avocado, absolut orice ulei hidratant, în primul și în primul rând. După care, eu le-am mixat în proporții egale, o parte de unt de shea și o parte de ulei. Acum adaug 10 grame, deci 40 de grame am de amestec de unde șeia cu ulei și 10 grame de ceară de albine naturală. După care le duc pe baie de abur să se topească. Am topit ceara cu untul de șeia și cu uleiurile și umplem o inimioară, formă de brioșă, tip inimioară. Am adăugat și câteva picături de ulei de portocală. Și o să-l lăsăm să se solidifice. După ce se întărește puțin, se poate pune la frigider. Acum este încă fierbinte. O să vă arăt rezultatul final. După câteva ore, untul nostru de corp s-a întărit. Arată așa. Îl scoatem din formă. Ia uitați ce frumos e. Și acum o să vă și arăt cum se poate folosi. După duș, pe pielea umedă, încerc să umezesc pielea ca să se și înțeleagă procedeul, se ia untulețul de corp și se aplică pe piele. Se masează frumos și este un unt de corp extraordinar de util, inclusiv pentru femeile însărcinate. Este antivergeturi. De asemenea, vă păstrează pielea hidratantă și vă hrănește. Foarte simplu de făcut, în câțiva pași, se poate ambala frumos și se face cadou. Îl așezăm frumos pe o hârtiuță de brioșă, împachetat, și este un cadou minunat sau îl putem folosi noi personal. Dacă v-a plăcut tutorialul meu, un like, un share
și desigur abonare la canal. V-am pupat!